Mexicanul de Jack London. Nimeni nu-i știe povestea, iar membrii juntei mai puțin decât oricine. Pentru ei, el era prichindelul misterios sau marele patriot care, în felul lui, activa tot atât de mult ca și ceilalți pentru Revoluția Mexicană ce se pregătea. Dar nu se grăbeau să recunoască lucrul acesta, pentru că nimănui din juntă nu era drag. În ziua când prima oară trecuse pragul sediului tixit de oameni febrili, toți fuseseră convinși că e un spion, că e una din uneltele plătite de serviciul de spionaj al lui Diaz. Prea mulți tovarăși lâncezeau în închisori civile și militare risipite pe întinsul Statelor Unite. Și mulți alții cu cătușe la mâini erau trecuți peste graniță pentru a fi puși la zid și împușcați. La prima vedere, băiatul nu le făcuse o impresie bună. Un adolescent ce nu părea să aibă mai mult de 18 ani și prea firav pentru vârsta lui. Le spusese că se numește Filipe Rivera și că vrea să lucreze pentru Revoluție. Atâta tot. Niciun cuvânt de prisos, nicio altă explicație. Apoi rămase în așteptare, fără un zâmbet pe buze, fără pic de căldură în priviri. Vlășganul de Paulino Vera, repezitul, simți că-l trece un fior. Se petrecea un lucru neplăcut, groaznic, de neînțeles. Ochii negri ai băiatului aveau ceva veninos, ceva de șarpe. Ardeau ca un foc înghețat, dar deslușeai în ei o adâncă și nemărginită amărăciune. Fulgerul privirii lui trecu de pe chipurile conspiratorilor spre micuța doamnă Shetby, care bătea de zor la mașina de scris și se opri o clipă asupra ochilor ei, căci femeia tocmai își ridicase privirea de pe hârtie. Simți și ea fiorul acela nelămurit și rămase încremenită. A trebuit să citească câteva cuvinte dinainte ca să-și amintească sensul frazei și să poată continua scrisoarea pe care o dactilografia. Paulino Vera se uită nedumerit la Arellano și la Ramos, care la rândul lor se uitară nedumeriți la el și la toți ceilalți. În ochii lor se citea nehotărâre, îndoială. Băiatul ăsta uscățiv reprezenta necunoscutul și încorpora toate primejdiile necunoscutului. Nu semăna câtuși de puțin cu obișnuiții revoluționari cinstiți, a căror ură adâncă împotriva lui Diaz și a tiraniei lui nu era la urma urmei altceva decât ura unor patrioți cinstiți și obișnuiți. Aici era vorba de cu totul altceva, dar nu-și dădeau seama ce anume. Vera, repezitul, ca unul care reacționa întotdeauna mai repede decât toți, îi spuse cu răceală: "Foarte bine. Zici că vrei să lucrezi pentru Revoluție. Scoate haina și agaț-o aici. Am să-ți arăt. Vino cu mine. Am să-ți arăt unde sunt gălețile și cârpele. Dușumeaua e murdară. Mai întâi ai să faci dușumeaua aici și în celelalte încăperi. Scuipătoarele trebuie curățate. Apoi sunt de spălat ferestrele." "Asta e pentru Revoluție?" întrebă băiatul. "Da, pentru Revoluție," răspunse Vera. Rivera se uită bănuitor la ei, apoi își scoase haina. "Bine," spuse el. Și nimic mai mult. Zi de zi veni la munca ce îi se încredințase. Frecat, curat, spălat. Scotea cenușa din sobe, aducea cărbuni și surcele și aprindea focurile mai înainte ca cel mai zelos dintre ei să fi venit la birou. "Pot să dorm aici?" întrebă el odată. Aha, asta era. Începea să se vadă mâna lui Diaz.
A dormi în sediul juntei însemna a putea pune mâna pe secretele ei, pe listele de oameni, pe adresele tovarășilor aflați dincolo pe pământ mexican. Fu refuzat și Rivera nu mai pomeni niciodată de acest lucru. Nimeni nu știa unde doarme băiatul, când și ce mănâncă. Odată Arellano îi oferi $2. Rivera clătină din cap, însemn că nu primește. Când Vera încercă să-l convingă să primească banii, băiatul răspunse: lucrez pentru revoluție. E nevoie de bani mulți pentru a organiza o revoluție în zilele noastre. Și junta ducea mereu lipsă de bani. Membrii ei răbdau de foame și munceau pe brânci și nici cea mai lungă zi nu era destul de lungă pentru ei. Și nu odată s-a întâmplat să li se pară că succesul sau insuccesul revoluției ar depinde de câțiva dolari. Într-un rând, când chiria sediului nu fusese plătită de 2 luni și proprietarul îi amenința cu evacuarea, Felipe Rivera, băiatul de serviciu, îmbrăcat în straie ponosite, puse $60 în monede de aur pe biroul doamnei May Shetby. De atunci se mai eviră și alte prilejuri asemănătoare. 300 de scrisori bătute la mașina de scris veșnic aglomerată, cereri de ajutor, apeluri adresate sindicatelor de a sprijini mișcarea, rugăminți adresate directorilor de ziare de a prezenta lucrurile în mod imparțial, proteste împotriva măsurilor arbitrare luate împotriva revoluționarilor din tribunalele din Statele Unite, zăceau pe mese, așteptând să fie francate. Ceasul lui Vera, ceasul lui de aur cu lucrătură veche pe care l-avea de la taicăsu, fusese sacrificat. Inelul simplu de aur de pe inelarul doamnei May Shetby fusese sacrificat și el. Situația era disperată. Ramos și Arellano își răsuceau deznădăjduiți mustățile lungi. Scrisorile trebuiau expediate și oficiul poștal nu vindea timbre pe credit. Aflând cum stau lucrurile, Rivera își luă pălăria și plecă. Când se înapoie, puse pe biroul doamnei May Shetby 1000 de mărci de câte 2 cenți. Mă întreb dacă nu cumva or fi cumpărate cu aurul blestemat al lui Diaz, spuse Vera tovarășilor săi. Aceștia ridicară din sprâncene fără a-i da răspuns. Nu știau ce să creadă, iar Felipe Rivera, devenit măturător de dragul revoluției, a continuat să pună, când se ivea prilejul, aur și argint la dispoziția juntei. Și totuși nu se putea obișnui să-l vadă cu ochi buni, nu-l cunoșteau. Felul lui de a fi se deosebea de-al lor, nu le făcea confidențe și, cu toate că nu era decât un băiețandru, nu îndrăzneau niciodată să-l descoasă. Poate că e un suflet mare și singuratic. Nu știu ce să zic, nu știu zău, spunea Arellano descumpănit. Parcă n-ar fi om, răspundea Ramos. Sufletul e vestejit, spunea May Shetby. Nu mai știe ce e lumina și zâmbetul. Parcă ar fi mort și totuși e îngrozitor de viu. Omul ăsta a trecut prin chinurile iadului, își dădea cu părere Vera. Numai un om trecut prin chinurile iadului poate arăta ca el. Și e doar un băiețandru. Și totuși nu-l vedeau cu ochii buni. Nu vorbea cu nimeni, nu întreba nimic, nu-și spunea niciodată părerea. Stătea și asculta cu chipul împietrit, ca un obiect neînsuflețit. Numai în ochi îi se aprindea o flacără rece când discuțiile lor despre revoluție răsunau pline de însuflețire și căldură. Ochii lui treceau pe rând de la un chip la altul, de la un vorbitor la altul, ca niște burghie de gheață incandescentă care intimidau și tulburau. Nu-i spion, îi spuse Vera colegei lui May Shetby. E un patriot, ține minte ce-ți spun. Un patriot mai mare decât noi toți. Îmi dau bine seama de asta. O simt. Mi-o spune și inima. Mi-o spune și mintea. Dar
de cunoscut, nu-l cunosc deloc. O fi având o fire violentă, obiectă May Shetby. Știu, răspunse Vera înfiorându-se. M-a privit și pe mine cu ochii ăia lui, care nu iubesc, ci amenință fioroși ca ai tigrului sălbatic. Mă gândesc că de s-ar întâmpla să trădez cauza revoluționară, ăsta m-ar ucide. N-are inimă. Este neîndurător ca oțelul ascuțit și rece ca gheața. Este ai doma luminii lunii pe o noapte geroasă, când omul moare degerat pe creasta singuratică a vreunui munte. Nu mi-e teamă de Diaz și de toți ucigașii în slujba lui, dar de băiatul ăsta mi-e teamă. Crede-mă, nu mint, mi-e teamă. Pare că este însăși răsuflarea morții. Totuși, Vera își convinse tovarășii să-i dea o primă dovadă de încredere lui Rivera. Legătura dintre Los Angeles și California de jos fusese pierdută. Trei tovarăși fusese răprinși, puși să-și sape singuri groapa și împușcați. Alți doi fusese arestați la Los Angeles de autoritățile Statelor Unite. Juan Alvarado, comandantul armatei federale, era un monstru. Le zădărnicea toate planurile. Nu mai puteau intra acum în legătură nici cu revoluționarii vechi și nici cu cei noi din California de jos. Tânărul Rivera fu trimis în sud cu instrucțiuni. La întoarcerea lui, legătura fusese restabilită. Cât despre Juan Alvarado, murise. Fusese găsit în pat cu un pumnal înfipt în piept. Asta depășea instrucțiunile date lui Rivera, dar membrii juntei fuseseră înștiințați despre toate mișcările lui. Ei nu-i puseră nicio întrebare, nimic. El nu le spuse nimic. Dar se uitară unii la alții și făcură presupuneri. V-am spus eu, începu Vera. Diaz ar trebui să se teamă de acest tânăr mai mult decât de oricine. E neînduplecat! Este însăși mâna Domnului! Firea lui violentă, pomenită de doamna Shetby și bănuită de toți ceilalți, fu dată în vileac prin diferite semne fizice. Rivera apărea ba cu buza zdrelită, ba cu obrazul învinețit sau cu o ureche umflată. Era limpede că se încăiera cu cineva în acea lume străină lor, unde mânca și locuia, unde își câștiga existența, ducând o viață ce le era necunoscută. De la o vreme, băiatul fu pus să lucreze la zețărie, pentru mica foaie revoluționară pe care o publicau săptămânal. În unele zile nu putea să culeagă niciun rând, din pricină că articulațiile mâinii îi erau umflate, că degetele îi erau rănite sau din pricină că un braț sau altul îi atârna moale de-a lungul trupului, în timp ce pe față avea întipărită o expresie de nespusă durere. Un zvăpăiat, spuse Arellano. Un client al tavernelor, întări Ramos. Dar de unde o fi făcând rost de bani? Întrebă Vera într-o zi. Am aflat chiar acum că a plătit factura pentru hârtia de tipar, $140. Toate astea trebuie să aibă o legătură cu absențele lui, spuse May Shetby. Niciodată nu spune unde își petrece vremea. Ar trebui să punem pe cineva să-l spioneze, propuse Ramos. N-aș vrea să fiu eu spionul acela, spuse Vera. Mă tem că nu m-ați mai vedea niciodată decât poate la înmormântare. E groaznic de pătimaș. Nici Dumnezeu n-ar putea să-l facă să treacă peste ce și-a pus în gând. În fața lui mă simt ca un copil, mărturisi Ramos. În ochii mei pare că este însăși întruchiparea forței. Lupul sălbatic, fiara primitivă, șarpele care mușcă neîndurător. Miriapodul veninos, zise Arellano. E revoluția în carne și oase, adăugă Vera. E flacăra și spiritul revoluției,
glasul aprig al răzbunării care nu scoate niciun suflet, ci ucide fără zgomot. E un arhanghel al pierzaniei, plutind nesimțit în orele târzii ale nopții. Îmi vine să plâng când mă gândesc la el, spuse May Shetby. N-are pe nimeni, urăște pe toată lumea. Pe noi ne tolerează pentru că mergem pe drumul dorit de el. E singur, singur de tot. Glasul îi se curmă într-un suspin, iar ochii îi se împăienjeniră. Unde și cum își petrecea timpul Rivera constituia într-adevăr un mister. Uneori nu-l vedeau câte o săptămână întreagă. Într-un rând a lipsit o lună. De fiecare dată, la întoarcere, fără să spună o vorbă, punea câteva monede de aur pe masa doamnei Shetby. Rămânea apoi zile și săptămâni în șir, lucrând alături de membrii juntei. Și iarăși, în anumite perioade, dispărea fără veste, în fiecare zi, de dimineața și până seara. În asemenea cazuri, venea însă dis de dimineață și pleca noaptea târziu. Arellano îl găsise la miezul nopții în tipografie, culegând cu mâinile umflate sau cu o buză zdrelită care mai sângera.